Tânărul, în vârstă de 25 de ani, a ajuns prima dată la spital duminică. Bărbatul era căzut pe asfalt în zona Primăverii. Câțiva oameni care treceau prin zonă au văzut că individul era incoerent și au sunat la 112. În cursul zilei de duminică am avut o prezentare cu un pacient cu tulburări psihoemoționale și a cărei investigații ulterioare au adus la cunoștință faptul că era consumator și purtător de substanțe halucinogene. Ulterior a fost dirijat către serviciul de psihiatrie internat acolo și externat în cursul zilei de luni. Imediat ce a ieșit pe poarta spitalului, bărbatul a luat-o de la capăt. Surprinzător a fost faptul că în ziua de marți iarăși a avut o prezentare în serviciul nostru cu același diagnostic, redirijat fiind către serviciul de psihiatrie pentru un tratament adecvat. Băiatul a părăsit spitalul, iar astăzi a ajuns din nou cu ochii tulburi la psihiatrie. Pe fir au intrat și oamenii legii, pentru că asupra bărbatului au fost găsite mai multe plicuri cu substanțe necunoscute.